joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Invitatul din această seară este unul dintre antrenorii cu nume în fotbalul românesc, fost jucător cu nume, devenit antrenor cu nume, care însă de la o vreme e dispărut, să zic așa, din peisaj. Este vorba despre Florin Marin, căruia îi urez bun venit. E un vechi prieten de-al lui Ovidiu. Ne cunoaștem de o viață, pot să zic. A trebuit să insist să vină pentru că s-a tot alintat că vine, că nu vine. Iată-l în fața dumneavoastră, după o perioadă în care e cam dispărut din prim planul fotbalului, în ciuda faptului că, să zic așa, e un tânăr care n-are nici măcar 70 de ani. Ba da, împlinesc 70 de ani, domnule. N-ai împlinit. La anul împlinesc numai. La anul și la mulți ani. În primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ia zi, sigur, asta cam, e am cam dispărut, prima întrebare. Normal, nu am căutat să mai fiu un prim plan, pentru că a fost o perioadă în care... Dacă are cineva nevoie de serviciile tale, te caută. Eu așa am un principiu și au mai fost discuții cu anumite echipe, cu anumite cluburi, dar n-am concretizat nimic până în acest moment. Și sigur că aștept o propunere, dar... Aștepți provincia, adică nu e o problemă. Aștept, în momentul de față, mi-aș dori sigur să fiu un consilier tehnic, un director tehnic la o anumită echipă, să pot să ajut cu experiența mea. Că sunt convins că pot să fac acest lucru. Florin, la un moment dat, acum o săptămână, două, trei, era vorba de Dinamo. A apărut numele tău legat de Dinamo. Da, într-adevăr. Ovidiu Burcă m-a dorit în staful lui ca consilier tehnic. Am avut o discuție cu el, dar am considerat că nu pot să fiu util. La Dinamo, ați văzut ce probleme sunt. Probleme foarte mari din toate punctele de vedere și din acest motiv am renunțat. I-am spus lui Ovidiu că nu vin și sigur că n-am fost implicat cu nimic nici atunci și nici acum nu sunt. Mai discut cu Ovidiu, sigur că e prietenul meu și mai discut cu el. Dacă tot veni vorba, ce crezi că e la Dinamo? Din ce îți dai seama așa? Păi, în primul rând, sunt problemele din punct de vedere financiar, domnul Ovidiu. Probleme mari. Ați văzut că au probleme, au mai ales cu baza de la Săftica. Ovidiu, când a preluat, s-a confruntat cu multe probleme de organizare. După aceea, încet, încet, a reușit să pună anumite lucruri la punct, dar după aceea, din punct de vedere al lotului, ați văzut că au dispărut majoritatea jucătorilor care au jucat în Liga 1. Lotul este, să spun, 12-14 jucători noi veniți. Ei vor performanță imediată, o viziune are obiectiv... 12-14 veniți și de valoare îndoielnică, să zic așa, că dacă veneau 12 buni... În momentul când aduci jucători liberi, sunt probleme, nu? Dar, în sfârșit, Ovidiu a reușit să alcătuiască un lot acum destul de bun, se bazează pe 15-16 jucători, dar are probleme din punct de vedere al omogenității, sigur... Are nevoie de rezultate imediate, pentru că el are ca obiectiv să promoveze. Crezi că poate cu echipa asta? În momentul ăsta, cum să prezinte echipa, eu nu cred. Sunt șanse minime. Au meciuri foarte grele și e greu să construiești o echipă, domnul Ovidiu, o săptămână, două, trei săptămâni. E și sistemul ăsta, că joacă numai tururi acum, să termină repede și tururi, da. Și după aia, dacă nu intri în primele șase, ești la play-out. Da, da. E foarte greu să reușească, dar m-aș bucura pentru Ovidiu, pentru că îl cunosc foarte bine, este un antrenor tânăr, cu principii moderne. L-ai avut roate jucători pe undeva? Am avut jucători și la Dinamo și la Craiova, am lucrat cu el și când era președinte la Galați, am o relație foarte bună cu el. Și avem cam aceeași viziune despre fotbal. Da, pentru cine nu știe, Florin Marin are peste 300 de meciuri în prima ligă, fundaș central. Da. Da? De aia are și problema cu sciatică, mă rog, toți fundașii centrali suferă de sciatică pentru că acolo e
cum să zicem, fotbal să bagă material, nu e glumă. De obicei, toți jucătorii cu talie înaltă au probleme. Spune-mi, Florine, tu ai fost un fundaș central dur, adică așa, gen, să zic, Bumbescu, sau... Păi nu, Bumbescu, după părerea mea, n-a fost un jucător dur. El, în prima parte a carierei lui, într-adevăr, s-a apropiat de ce spuneți dumneavoastră. Dar de când a venit la Steaua, ați văzut că și-a ordonat foarte mult jocul și a fost unul din cei mai buni fundași centrali ai României. Absolut, a fost un... Da. Ce fundași centrali îți plac acum, din prima ligă, să zic? Ăștia despre care s-a vorbit atât de mult, Daua și cu Tam, ce impresie îți lasă? De la FCSB, pentru cine nu știe. În primul rând, domnul Ovidiu Steaua, FCSB, pardon, ei au probleme cu faza defensivă, adică nu sunt compacți, oferă spații între linii și sigur că fundașii în asemenea situații sunt puși în situații de 1 contra 1 și fac greșeli, comit erori. Sigur că în momentul ăsta au nevoie și ei de timp, pentru că nu e ușor să joci, să formezi un cuplu în timp scurt. Fundașii centrali sunt de bază la o echipă, axul central în general, dar fundașii centrali, eu spun că sunt foarte importanți și nu știu cum se va descurca, adică în continuare, în sensul dacă va mai juca cu ei în pereche Daua cu Tam. Alte variante nu văd acum în acest moment, care au nevoie de un fundaș central neapărat. Da, Mihai Stoica spunea că ăștia vor marca cât 15 goluri împreună, 13 goluri împreună. Da, Mihai, eu zic că menirea unor fundași centrali întâi să se apere și după aia să marce goluri. Normal, dar noi să încurcă, aveți perfectă dreptate. Să răstoarnă judecata, știi? Da, am citit și o declarație a lui, spunea că o să înscrie mai multe goluri decât cuplul Cristea cu Miron, că vor înscrie împreună 15 goluri, peste 15 goluri, dar ei, în primul rând, sunt fundași. Ei, în primul rând, trebuie să apere, să câștige duelurile, să poziționeze foarte bine și să dea siguranța apărării. Spune, pe vremea când jucai tu, tu ai 102 meciuri la Rapid și mi-am notat eu așa, și 174 la Steaua. Deci aproape 300 de meciuri la astea două echipe. Tot așa era? Adică fundașii centrali trebuia să fie și atacanți neapărat să... Nu. În primul rând, ni se cerea să ne apărăm, că ăsta e rolul fundașului, domnul Ovidiu. Ne apărăm. Adică și la Steaua am jucat în cuplu cu Fane Sameș, care știți foarte bine că a fost unul din cei mai buni fundași central de marcaș, că atunci cam așa se juca cu libero în perioada aia. La Rapid am jucat cu Sandu Boc, iarăși un mare fotbalist, un mare jucător. Cu Grigoraș am făcut cuplu cu el o perioadă bună de timp și la Rapid. Și Grigoraș a dispărut. Unde? Păi Grigoraș a decedat, Dumnezeu. A murit. Da. A murit anul ăsta. Anul ăsta? Da. La începutul anului. Uite, nu știam. Dumnezeu să-l iert. La începutul anului, da. Dar era și el dispărut. Nu, da, n-am mai auzit de el de multe ori. A avut probleme de sănătate. S-a retras la Breaza. A avut o perioadă în care a fost și internat la spitalul. Era cel blond înalt. Da, blond înalt, da. Da. Și el un jucător bun, foarte bun. A decedat, Dumnezeu să-l iert. Dacă tot am vorbit, am adus vorba, unde te-ai simțit mai bine? Pentru că, cum spun, era ciudat în vremea aia să pleci de la Rapid la Steaua. Da, deci... Și acum e ciudat, adică nu-s două cluburi care se iubesc foarte tare. Da, deci eu cariera de jucător am început-o la Rapid, la 7-8 ani de zile, când am fost la copii. Și sigur, pe urmă am trecut în toate etapele, de la copii până la junior, republican, tineret, și am debutat la echipa mare, la un meci cu Steaua, pe stadionul fost stadion 23 august, 0-0, în care am avut o evoluție foarte bună. Am fost promovat atunci datorită faptului că erau 3-4 jucători accidentați, iar Lupescu și Dan Coe plecaseră în străinătate să joace și așa am reușit să debutez, că era foarte greu în perioada aia să intri să joci la Rapid, la orice echipă de Liga 1. Era foarte greu să... Știa echipele pe din afară atunci. Da, sigur. Adică erau jucători foarte buni și erau greu să pătrunzi să intri să joci. Și majoritatea erau jucători cu experiență. Și am debutat la Rapid. Cine mai era în echipa aia?
Păi eu l-am prins pe Rică Răducanu, pe Pop, Dumnezeu să-l ierte, Sandu Boc, am jucat și cu domnul Greavu. Codreanu mai era? Codreanu, Năsturescu, da. Am jucat cu Sandu Neagu, cu Nichi Dumitriu, cu Dinu, Dinu Mijlocaș. Nu mai erau Jamaischi, Lupescu Dancuie, că echipa lui Rapid, vă spun și acum, pe din afară, care a câștigat primul titlu. Răducanu, Lupescu, Motroc, Dan Greavu, Dinu Jamaischi, Năsturescu, Dumitriu, Ion Onescu, Codreanu. Da. Deci era echipa mare fotbalist și Nichi Dumitriu și el dispărut, dar adevărul că este în Grecia. E în Grecia, da, e foarte bine, da. S-a căsătorit în Grecia. Ai mai vorbit cu el? Nu, n-am mai avut posibilitatea să vorbesc cu el, că a venit în țară, am înțeles, dar asta foarte puțin și n-am mai avut. Dar Nichi Dumitriu a fost unul din cei mai tăini jucători din România. Da, da, un virtuos, adică. El, în primul rând, în cuplu cu Ion Onescu, ei au inventat, dacă vreți să vă spun, undoiurile în România. Au înșelat până acest lucru. Se înțelegeau perfect. Ca dovadă că ați văzut. Ion Onescu după aceea a plecat în Germania, la Alemania, Aachen. Nici a rămas în țară, a jucat în continuare, dar a fost unul din cei mai talentați jucători, de calitate tehnică extraordinară, imprevizibil, nu știai ce faci. Da, un jucător de geniu. De geniu. Dar, mă rog, plecând, nefiind aici, sigur, se vorbește mai puțin despre el. Deși rapidiștii îl iubesc în continuare. Atmosfera în Giulești tot așa era? Și Da, am jucat tot timpul cu stadionul plin. Stadionul plin, indiferent cu cine jucam. Sigur că derbiurile cu Dinamo, cu Steaua, le jucam pe stadionul 23. Știți foarte bine că era derbiurile Rapid Progresul sau invers, Steaua Dinamo. Și erau cuplajele. Era cuplajele în care jucai cu peste 80.000 de spectatori. Eu mi-aduc aminte că la meci cu Steaua, când am debutat, era înainte de meci, jucau Progresul cu Dinamo. Și am ajuns la stadion. Și cum era tunelul acela lung, știți? Când să mergem să vedem și noi, înainte să începem încălzirea, când am intrat pe tunelul ăla și când am auzit vuietul ăla, vreau să mă întorc înapoi, Popică, Dumnezeu să-l ierte, fundaș, și m-a simțit că mi-era frică. El era în spatele meu, că să ieși la încălzire. Și mi-a dat o palmă pe spatele meu. Joacă-mă cu curaj, ai încredere în tine, zice. Și care-i problema? Și mi-a dat curaj, încredere și am făcut un joc foarte bun atunci. Referitor la Rapid, cum am ajuns la Steaua, după ce am debutat, trebuia să fac armata. Știți că în perioada aia Steaua profita de situația în care... Da, da. Cam luat cu Arcanu. Da, exact, cum l-a luat și pe Liceu Dumitru. Și m-au chemat la discuții, n-am fost de acord, pentru că simțeam ceva extraordinar pentru Rapid. Vă dați seama, eram de mic acolo și n-am acceptat. M-au trimis la Vâlcea, la unitate militară. Am făcut cam o lună jumate armată. Și am avut noroc că la Vâlcea, în perioada, era Mitică Dragomir, conducător. Așa. Câștigaseră Cupa României cu Chimia, cu Galațo, cu Galațo, 1-0 bot. Și era un cupa cupelor. Atunci, în perioada aia, puteai să iei jucătorii fără acordul clubului, numai cu acordul jucătorului, dar condiția să participi în cupe europene. Și aflând neamitică că sunt acolo, a venit după mine să mă duc la Vâlcea. Și uite, te scot de la unitatea militară, vii, face antrenamente cu noi și seara te întorci și dormi. Am stat vreo 2 săptămâni și m-a forțat să semnez. Eu n-am vrut să mă duc la Steaua, vă dați seama că nu vreau să rămân la Vâlcea. Și e gata, mâine plecăm împreună amândoi la București, era Federația pe Vasile Conta, ajungem acolo să semnez, să devii jucătorul nostru. A doua zi dimineață m-am urcat în mașină cu dânsul, am plecat. Puteți să-l întrebați ce vă spunem. Eu sunt unul dintre puținii jucători care l-a păcălit pe Mitică Dragomir. Așa. Și când am ajuns la Federație, m-am dat jos de mașină și am fugit. Mă dați seama, eram cam și ca dezertor, că eram militar în continuare. Dar câți ani aveai? 20 de ani. Așa. Și am fugit. Te-ai dat jos din mașină? Și am fugit și m-am dat. Nu te-a văzut că... M-a văzut, dar ce putea să-mi facă? Mai putea să mă prindă? Vă dați seama că am plecat. Așa. Și m-am luat rapid.
Au făcut ce au făcut. Și-au dat seama cei de la Steaua că nu vor să vin în momentul ăla. Și am rămas la Rapid. După o perioadă de un an de zile, am avut o discuție cu ei le-am solicitat un apartament. Bine, Rapidul atunci, în perioada aia, și zunează că nu beneficiau de condiții extraordinare și nu aveau posibilitatea să-ți ofere ceva deosebit. Și mi-au dat un apartament pe un Bercen Comfort 3, m-am dus cu soția, eram proaspăt căsătorit, m-am dus cu soția, am văzut apartamentul, vă dați seama că nu mi-a plăcut, nu mi-a convenit. Și acest lucru m-a determinat să mă duc la Steaua, că ei mă sunau în continuare. Și Steaua ți-a dat apartament? Steaua m-am dus, mi-a dat apartament, 4 camere, în Ghencea, dar l-am schimbat ca să stau în Dristor, unde le-am cerut să schimbe apartamentul în Dristor. M-au făcut ofițer locotenent, mi-au dat și niște bani, avans, și așa am ajuns la Steaua. Sigur. Și spune-mi, Florina, ai rămas ofițer până ai terminat cu fotbalul? Nu. Am fost ofițer până în anul 1990-91, când era în secundul lui Costică Ștefănescu și el, Dumnezeu să-l ierte. Știți foarte bine că a decedat și el. Și în perioada aia, imediat după Revoluție, știți foarte bine că au plecat majoritatea jucătorilor de la Steaua. Toată echipa aia care câștigase Liga Campionilor. Și acum stai în apartamentul ăla dat de Steaua? Nu, l-ai schimbat? Nu. În apartament stă băiatul meu. L-ai lăsat pe băiatul tău în apartamentul de la Steaua? Da, locuiesc. Bun, și pensie militară ei? Da, iau pensie militară, da. Dar nu foarte mare, pentru că n-am stat foarte mult. Dacă continuam la Steaua atunci, în perioada aia, că eram antrenor secund, a fost discuția în iarnă, că asta vreau să vă spun. A fost discuția că eram pe locul 2 după Universitatea Craiova. Era perioada când campionatul care l-a câștigat Sorin Cârțu atunci, cu ultimul titlu al Craiovei, de fapt, cu Sorin Cârțu. Și eram la un punct diferență de Craiova. Și cam primul meci, în retur, în Ghencea. Primul meci l-am jucat la Craiova, am făcut 1-1 în tur. Și sigur că conducerea era nemulțumită în condițiile în care, v-am spus, au plecat toți jucătorii. Era un lot nou, puteți să-l verificați și dumneavoastră, din cei care au câștigat Liga Campionilor. Și au vrut să-l demite. Eu, fiind ofițer, m-au chemat și mi-au cerut părerea de Costică Ștefănescu. Și le-am spus, zic, e un antrenor foarte bun, zic, suntem la un punct de momentul ăsta, e o echipă nouă, aveți răbdare. Nu, și mi-a dat de înțeles că vor să-l schimbe, ca dovadă că l-a și schimbat. În momentul când l-a schimbat, atunci am luat și eu decizia să... Nu știu dacă am făcut o greșeală, dar... Pentru că am reușit în cariera de antrenor până la urmă, că eram secund atunci în perioada aia, mi-am prezentat demisia. Nu mi-au acceptat-o la început, după o perioadă de câteva luni de zile, mi-au acceptat-o și mi-am dat demisia. Am plecat pentru faptul că m-au dezamăgit, pentru că s-au purtat cu Costică Ștefănescu. Auzi, spune-mi, Florine, dacă vrei să răspunzi, răspunzi, dacă nu, nu. Da. Ai fost un jucător, deși n-ai prins echipa națională niciodată, n-ai niciun meci decât... Da, am fost convocat, domnul Ionice, de 3-4 ori în perioada lui Valentin. Dar n-ai nicio selecție, nu? N-am nicio selecție, pentru că erau jucători valoroși, domnul Ionice. Discutăm imediat. Ai 5 selecții în echipa Under 21 de tineret. Da, am și la Ligă, la echipa... B, la echipa Ligii. Da. Bun, după care ai antrenat și ai antrenat mult și la multe echipe. Eu am numărat 28 de mutări, dar echipele sunt mai puține, că numai la Ceahlău ai fost de 8 ori. Da, la Ceahlău, da. La Ceahlău am activat cel mai mult, da. Așa. Întreb, ai ieșit din circuit, să zic, la 65 de ani. Da. Da, aproximativ 5 ani. Ai din ce să trăiești? Adică ai reușit să strângi ceva? Mă descurc bine, domnule. Am o familie care este foarte aproape de mine. Am un băiatul și fata, sunt de la ei, sunt bunic, am 4 nepoți, 4 băieți. Să-ți trăiască! Mulțumesc frumos! Și ne descurcăm, ne înțelegem foarte bine, suntem o familie fericită și... Bravo, mă bucur să aud asta. Bun, după care ai mai jucat
deși după Steaua, da, ai mai jucat la Buzău, la FC Argeș. Da, după aceea da, am fost la... La Buzău și la Inter Sibiu. La Inter Sibiu foarte puțin, 3 luni de zile, da. Acolo am fost trimis tot de Steaua, care am ofițer în perioada aia. Și am fost trimis și ca antrenor secund la Inter Sibiu. Bun, nu-ți pare rău că ai demisionat, rămâneai la Steaua, rămâneai în sistemul ăsta, probabil că ieșeai la pensie locotenent colonel sau chiar colonel, cu totul altceva. Da. Nu îmi pare rău, domnule. Am luat o decizie, nu regret nimic ce am făcut. Am reușit în cariera de antrenor, în schimb. Dacă rămâneam la Steaua, acest lucru m-a și determinat să plec în mare parte, pentru că depindeam de ei. Mă trimiteau unde aveau interesele lor. Da, sigur. Unde... Dar la Steaua vreau să spun că... Fiu-mi de cum l-au plimbat pe Dănilescu, de la Mizin, la Oradea, de la unde avea depinde de ei, normal, dacă erai ofițer. Nu puteai să te duci tu oriunde la orice echipă. Numai în condițiile în care ei erau de acord. Ia să-mi spui de ce n-ai prins niciodată naționala. Cine ți-l lua mereu înainte? Păi în perioada mea, vă dați seama, erau fundași extraordinari. În primul rând, Costică Ștefănescu, care în perioada aia era Cornel Dinu, Sameș, Sandu Boc, jucători de mare valoare. Era foarte greu. Care crezi că era cel mai bun dintre ăștia patru pe care ai spus? Care ți-a plăcut cel mai mult? Că e greu de spus. Cel mai bun? Că... Ca libero, sigur, mi-a plăcut foarte mult Costică Ștefănescu și Belodedic, care nu era în perioada mea. Da, am jucat cu Belodedic la Steaua, am jucat cu el. Belodedic, iarăși, un jucător extraordinar. Cornel Dinu, iarăși, care un jucător cu care juca cu o mare determinare și un foarte bun plasament. Și de asta vă spun că era greu. Sandu Boc, la fel, știți foarte bine că un joc de... Da, jucător elegant. Elegant, de intercepție, fantastic. Joc de cap, construia foarte bine, foarte... avea liniște când avea mingea. Un jucător extraordinar a fost. Unul din cei mai buni fundași central. Bun, și după aia a început antrenoratul. Când erai, ții minte că ai avut de la noi din redacție un elev? Da, pe Teo, jumătate. Pe Teodor, jumătate, da. Era ceva de el, mai bine da, să făcea fotbalist decât era ziarist. Era capitanul echipei. Nu văd că a reușit și ca ziarist. Da, nu, e un ziarist... Nu, l-am avut la nivel de mini de mare calitate. Și, da, capitan de echipă, mijlocaș foarte bun, mai folosesc și fundaș central, jucător, ambele picioare... Foarte, foarte agresiv, juca cu determinare mare și el, și cu simț tactic. Din păcate s-a accidentat de vreme și a trebuit să se lase ghinionul nostru, că s-a apucat de gazetărie. Nu, norocul dumneavoastră. Da, nu, e un băiat extraordinar. Un băiat extraordinar și un băiat foarte inteligent. Și... Da. Dar el mi-a spus o chestiune... care pe mine nu m-a surprins, dar care pe ceilalți ar fi avut darul să-i surprindă. În sensul în care vrei, nu vrei, acum te poți și supăra, tu ești asimilat ca unul dintre antrenorii cooperativei pentru că ai lucrat foarte mult cu Ceahlău, cu Rocar, cu echipe de-astea care au fost suspectate sau chiar prinse pentru meciuri, aranjate, să zic. Iar Teo ne-a spus că, antrenor tânăr fiind, cum să mă avea o preocupare deosebită, să citești, că erai abonat, că știai tot și că el are unități de măsură acum. Mi-a zis, era un antrenor excelent, nu un antrenor bun. Cum Dumnezeu s-a nimerit că ai ajuns exact acolo unde lumea te suspectează că ai aranjat și tu meciuri? Sigur, le aranjau șefii. Domnul Ianisa, dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația. În perioada aceea, toți care, majoritatea, să nu spun, așa, majoritatea dintre noi care am activat în perioada aia, au fost implicați în aceste meciuri strategice. Așa. Fii.
că unii recunosc, că unii recunosc, că asta e altceva. Deci tu recunoști. Eu recunosc că am făcut și o parte din la anumite jocuri strategice. În sensul în care ți se cerea sau tu impuneai? Asta e foarte important. Nu impuneau niciodată antrenorii. Antrenorii niciodată nu impuneau. Decizi, nu? Deciziile le luau conducătorii, normal. Și erau acele meciuri strategice în care tu câștigai pe teren propriu, pierdeai când jucai în returul în deplasare. Reciprocitățile, așa zis. Reciprocitățile astea. Dacă vreți să vă spun ceva, eu chiar pot să spun cu și afirm și puteți să întrebați anumiți oameni, eu chiar am fost sacrificat referitor la ce a spus dumneavoastră. Așa. Eu pe unde am fost, am construit echipe. Aia sigur. Am construit echipe, am avut echipe bune. Și pe unde am fost și sigur că au fost acele meciuri în care eram obligat să cedez. M-ați înțeles? Da, da, adică ți se impunea, practic. Da, da. Dar cei care nu recunosc, după părerea mea, nu au o tărie de caracter. Și unde se întâmplă asta mai mult, Florine? La Piatra Neamț? Numai la Piatra Neamț? Nu, numai la Piatra Neamț. Erau la majoritatea echipelor, domnule Ioniță, erau discuțiile, atunci știți foarte bine că era disputa între Steaua și Dinamo, cine ia campionatul. Și celelalte echipe care... Fiecare cu sfera lui de influență. Cu relațiile care le aveau. Steaua cu influența lor, Dinamo cu influența lor. Și acele erau meciurile strategice. Și eu am spus încă o dată, recunosc că am participat și eu la aceste jocuri. Așa erau vremurile, știți foarte bine. Și nu numai antrenorii și conducătorii, și alții care au fost în perioada aia, știau de aceste lucruri. De aceste lucruri. La federație te referi? Nu, la federație nu. Că totdeauna, nu știți foarte bine că în perioada aia Mircea Sandu chiar nu avea dovezi. Dar, da, bine, nimeni nu avea dovezi. Păi da. Când aveau dovezile, când apăreau dovezile, cum apăreau așa, dispăreau. Se au fost într-adevăr meciuri. Știi și dumneavoastră foarte bine că au fost meciuri. Da, sigur că au fost. Toată lumea știa. Păi da, cine... Hai să fim, recunoaștem ce. Erau conducătorii care erau și dacă nu acceptai ca antrenor, nu rezistai. Bun, da. Eu bănuiesc că erai un antrenor bun din moment ce Ștefan, sigur, Ștefan de la Piatra Neamț are și el bubele lui, necazurile lui, mă rog, dar era un om care chiar se pricepea la fotbal. Dacă te-a adus de 7 ori, ai fost de 8 ori antrenor la Ceaclău. Da, am avut o relație extraordinară cu dânsul. Un om extraordinar, adică mi-a asigurat condiții foarte bune de pregătire, plus că nu intervenea la echipă. Aveam mână liberă și pe unde am fost. Eu am avut personalitate și am lucrat cu conducători mari, știți? Cine? Mai dăm exemplu. Păi să iau într-o ordine de la Faru, nu? Buduru Garabet. Așa. La Ceahlău Ștefan, nu? La Național Gino Iorgulescu, Nețoiu, Borcea, ce mai... Care se băga mai mult dintre ăștia? Borcea, Nețoiu sau Ștefan? Nu. Eu nu am avut o relație cu ei de respect reciproc, domnul Ioniță. La echipă nu... Era vreunul care spunea, schimbă-l pe ăla, bagă-l pe ăla. Nu. N-a existat. Eu vă spun după punctul meu de vedere. Da. A fost un antrenor cu personalitate, am căutat să-mi fac treaba cât mai bine, ei mi-au dat încredere, mi-au asigurat toate condițiile, sigur că mi-au fixat un obiectiv în funcție de bugetul pe care l-aveau și mi-au dat mână liberă totală. Eu n-am avut probleme de păi legate. Bun, și atunci meciurile aranjate, cum Dumnezeu să petreceau dacă îți dădeau mână liberă și... Păi nu mă refer... Vorbeau ei între ei, președinții? Păi vorbeau și mână liberă în ce sens? În afară de meciurile strategice în care îți spunea că trebuie să facem reciprocitatea respectivă. Adică venea și îți spunea în față, azi pierzi sau azi câștigi. Păi, sau... Așa erau lucrurile, clare. Păi trebuia să știe, știau toți. Și jucătorii, și antrenorii, și conducătorii știau toți. De-aia spun că au fost toți implicați în perioada aia. Nu se făcea cu 3-4 jucători, cu 5 jucători. Știau toată ambele, echipa. Adică știau era... ambele echipe. Era reciprocitatea, dumneavoastră. Auzi, Florine, e adevărat că șeful
cooperative era Jean Pădureanu. El era personajul care dirigea toată această activitate. Domnule Anițoaia, vă spun că el a fost creierul acestei. Totul el dirigea. El era arhitectul. El era arhitectul. El dirigea totul, să știți. Da, un personaj pe care mulți îl văd ca fiind malefic, sau a fost malefic. Dar una că a murit sărac. Da, pe el toți banii... Și a doua că în clipa în care el a dispărut, fotbalul la Bistrița a murit. S-a terminat. Cum e și la Piatra Neamț. Da, bun, rău, da. Penalti a ținut fotbalul, da, a jucat și cupele europene. A fost unul din cei mai mari conducători după Ion Alexandrescu. După părerea mea, Ion Alexandrescu a fost cel mai... Ion Alexandrescu. Și după aia? Jean Pădurean. Creierul. El era un conducător foarte bun. În primul rând, el tot ce făcea, făcea în interesul echipei lui, Gloriei Bistrița. De-aia ni n-au retrogradat în perioada cu el sau să aibă probleme cu retrogradarea. Din potriva, au jucat și aia cupe europene. Păi, vedeți. Și a crescut o grămadă de jucători. Jucători, mulți, da. Și sigur, a dat jucători la echipele de top din România. Și... Dar era un om extraordinar. Adică, dacă aveai o discuție cu el și îți promitea ceva, să ținea de cuvânt. Un om de onoare extraordinară. Da, da, repet, un personaj totuși malefic în sensul în care... Că așa au fost vremurile, domnule Anițoaia. Ce să n-aveți ce să faci. Trebuia să te adaptezi situației care era, nu? Și ca antrenori și jucătorii care erau în perioada aia. Că mai sunt unii care spun că unii poate nu erau de acord, dar n-aveau ce să facă. Dacă așa erau... Da, acum eu bănuiesc că... Ștefan s-a lăsat o bună impresie, că dacă nu-ți lăsa, nu te întorceai. Da. De 8 ori antrenor la aceeași echipă. Nu, da. V-am spus, am avut o relație cu el extraordinară. Mi-a dat mână liberă, mi-a creat condiții de pregătire extraordinare. Și ce a făcut el în special pentru Ceahlău. V-ați văzut, a făcut stadionul ăla în poziția de primar. A investit în perioada în care el nu avea afaceri foarte mari. Și toți banii lui i-a investit în Ceahlău. Și ați văzut că a construit o echipă, împreună cu el am construit o echipă care a pus probleme mari. Păi bun, și atunci de ce te dădea afară? Sau plecai tu? Ce plecam, îmi expira contractul sau am fost solicitat de alte echipe. De exemplu, m-a cerut Naționalul, mai aveam contract cu el, eu întotdeauna am avut contract cu el minimul 2-3 ani. Eu am numărat 14 echipe la care ai fost. Sunt 14, da, le știi? Da, nu am mai corect, exact. Ordinea, da, e corect, da. Și sigur că am avut discuții cu el în momentul în care am fost solicitat de alte echipe și i-am spus, uite, vreau să mă și la FC Național. Și mi-a zis, da mă Florine, uite, eu sunt de acord și e un pas înainte pentru tine, FC Național. Și a dat drumul să plec. Da, te-ai certat vreodată cu el așa? Nu, niciodată. Un om extraordinar. De mare valoare. Da, acum e, cum să spun, situație neplăcută să-l lauzi pe Ștefan, care, cum să spun, a fost un mare conducător, adică a fost conducător mare. Prezentat ca un personaj negativ, care a păi făcut negativ de ce, pușcărie, care știi lumea, cum era noi. Eu mă refer din punct de vedere fotbalistic. Sigur că problemele care le-a avut, Doamne ferește, se întâmple la oricine, e un necaz mare, nu? Dar eu mă refer din punct de vedere fotbalistic. A fost un om extraordinar, adică ceea ce a făcut el pentru Ceahlău, nu știu dacă Ceahlău va mai reuși vreodată să facă ceea ce a făcut el. Știți foarte bine că i-a dus pe Juventus, a jucat cu Juventus. Da. Cât a fost în detenție, ai mers vreodată să-l vezi? Da, am avut, nu am fost la să-l văd, dar am avut discuții cu el înainte să-l aresteze. Era A fost de mai multe ori, din câte știu. Da, da, de două ori a fost, nu? Am fost în București, am discutat cu el, un caracter foarte puternic. M-am dus la el înainte cu o zi să prezinte la penitenciar. Și mă ceam și beam cafeaua la el dimineața. Eram antrenor în perioada aia la Voluntari. Și el avea o casă chiar acolo, aproape de Voluntari, prin Pipera, pe acolo. Nu era a lui, închiriată. Și mă duc dimineață, sun la ușă, intru, îl văd că își făcea bagajele, dar nu mi-a spus nimic. Zic, ce faci, bă, tată? Pleci? Unde pleci?
Te duci la Piatra Neamț? Nu, bă, Florinii, bă, nu ți-am spus, bă. Azi mă duc la penitenciar să-mi fac pedeapsa. Dar mi-a spus așa cu o nonșalanță și cu o tărie de caracter, dar m-a surprins. Mi-a dat lacrimile când am auzit. Și stai, mă, liniștit, zice, că o să, nu o să stau mult pentru că o să rezolv situația. Da. M-a surprins atunci. Caracter foarte puternic. Nesoiu, da, vorba ta, până așa ceva să nu treci. Păi, Doamne ferește. Probabil că a greșit el ceva, adică probabil, sigur că, dar nu intri în pușcărie chiar așa degeaba. Da. Nesoiu cum era? Nețoiu avea o problemă în sensul că punea foarte mare presiune pe antrenor, pe jucător. Își dorea repede să obțină rezultate. Dar și Nețoiu a investit foarte mult în fotbal. Foarte mulți bani a investit. Mulți. Adică jucătorii pe care eu îi solicitam și îi ceream la echipă pe posturile pe care le consideram deficitare, rezolva problema imediat. Plus că asigura condiții extraordinare Gigi Nețoiu, legate de cu condițiile de pregătire, de condiții de antrenament, absolut tot, hoteluri cele mai bune, lux, dar avea o problemă, că punea foarte mare presiune, adică... Sună, tu zici că ai investit foarte mult. Și avea și o vorbă. Băi, profesore, e război. Păi, comandante, am înțeles că e război, dar e răbdare ca să terminăm războiul. Război cu adversari. Da, da, e război. Știu că e război, dar e răbdare. Dacă el și Borcea fiind dinamovist, dinamoviști, foarte clar. Da. Tu zici că ai investit. Ai investit în sensul în care a pierdut sau a și câștigat din fotbal? Că au dus jucătorii, mutau... care nu poate fi lăudată. Deci, o pată neagră. Poate să fi câștigat în momentul că tot se spune că el a primit bani de la Dinamo în momentul când am adus jucătorii de la Craiova, știți, acei 12 sau 13 jucători transferați la Dinamo. Nu, atunci nu. Numai după aceea, când în momentul a avut procente la vânzarea lor în străinătate. Mă refer la Stoican, la Bărcăoan, la Claudiu Niculescu, Domocoș, Vrăjitoarea. Și au mai fost vreo 4-5 jucători. Atunci a câștigat niște bani, în sensul că avea procente de la... Cât că el a câștigat și la transferul lui Mutu, nu? Păi da, el a fost primul care l-a cumpărat și la Dinamo, nu? Păi vedeți, de-aia v-am spus că a investit foarte bine, în perioada. Atunci a fost o chestie hazlie. A venit Mutu, a pupat steagul, a jurat că e câine până la moarte și a plecat după 2 luni jumate. După 2 luni jumate a plecat. Vedeți, păi în perioada aia vă dați seama, a plătit, mi-aduc aminte că îmi spunea Gigi, Nețoiu, a plătit 500.000 de dolari. Ca să-l ia pe Mutu. Da, la Pitești. Deci a investit Nețoiu, a cheltuit foarte mulți bani, vă spun. Și el, după aceea, s-a profitat de faptul că și-a pus procente la vânzarea jucătorilor în străinătate. A fost și meciul ăla cu FC Național, când, practic, noi le-am câștigat campionatul lui Dinamo, că i-am învins pe FC Național cu Cosmin Olărăiu, i-am bătut la Craiova cu 2-1, când toți spectatorii erau împotriva noastră, a Craiovei. Și am câștigat 2-1 și așa a ajuns Dinamo campioană. Și după aceea, sigur că s-au făcut transferurile care s-au făcut cei 12 jucători. Auzi, ia spune-mi un lucru, Florine, dacă ar fi acum să-ți alegi o echipă din Superliga, noi zicem Superliga, pe care ai alege-o? De mâine eu pot să te pun antrenor la una din echipe, pe care ai alege? Păi tu nu ai nicio aia. Ceahlăul nu mai e, fii atent, nu mai e. Sigur că orice antrenor își dorește să antreneze echipe de top, nu? Orice antrenor își dorește acest lucru, să fie la echipă. Dar pe care alege-o tu? Sincer, nu m-am gândit în momentul ăsta. Sunt echipe bune în momentul ăsta. Asta vreau să spun, că în momentul ăsta, adică față de sezonul trecut, nivelul a crescut. Vedeți că anul trecut, știți foarte bine, erau
CFR Cluj, FCSB și Craiova, Universitatea. Da, acum s-a echilibrat. Acum s-a echilibrat. Vedeți că a apărut Rapidul, care cu conducerea lui Adrian Mutu arată foarte bine, a devenit o echipă pragmatică, plus că are același avantaj de pe jocurile pe teren propriu. Da, joacă bine Herman Statu, joacă bine FC Argeș, joacă da, multe spun, echipe da, care joacă bine. Da, dar Petrolul, care sunt pe locul Petrolul, 3. Exact. Spune-mi, la FCSB crezi că ai putea să antrenezi? În condițiile în care patronii e cine e în sensul ăsta? Că tu zici că, mă rog, Ștefan a aranjat meciurile... Păi nu a aranjat toate meciurile, domnule Ionisane. Tocmai, peste capul tău. Nu a aranjat meciurile, da? Erau meciuri strategice, în v-am zis. Chestiuni nu tehnice... Nu să câștige echipa lui meciul respectiv. În chestiuni tehnice nu se băga. Nu s-a băgat, domnule Ionisane, v-am zis. Eu am fost un antrenor cu personalitate și am... Ai putea la FCSB să lucrezi cu unul ca Gigi Becari, care spune, bagă-l, scoate-l? În condițiile care spuneți dumneavoastră, nu. Da, aș avea o discuție cu el și aș impune niște lucruri. Dar văd că au fost cazuri în care și Iordănescu... Da, sigur, adică el se angajează la niște lucruri și le încalcă după aceea, nu le respectă. Da. Dar consider că dacă ai rezultate cu Gigi, te lasă în pace. Dacă ai rezultate. Vedeți că el... și cu Edi Ordănescu a fost într-o perioadă în care a fost un joc sau două, nu știu, care nu au câștigat și atunci a intervenit el. Dar Gigi investește foarte mult. Ați văzut că și anul ăsta a cheltuit foarte mulți bani, are și pe niște transferuri pe care pe anumit jucător, care el, dacă se uită la un meci, vede că un jucător înscrie un gol sau... Da. 2,5 milioane, după aia da, îi pare rău și îl gonește. După aia pleacă. Deci el ar trebui să lase pe antrenor să, și pe directorul sportiv pe MMS Stoica să-și aleagă jucătorii, pentru că așa este normal. Ei să facă transferurile și să le stabilească obiective și să le ceară ceea ce trebuie să le... Dar să-i lasă să-și facă treaba aia. După ce... ia anumit jucător, ați văzut, renunță la ei foarte ușor și cheltuie foarte mulți bani. Gigi Becali, dacă ar avea răbdare cu un antrenor și cu Meme Stoica, care e un conducător foarte bun din punctul meu de vedere, ar avea șanse mari. Să vedeți că el n-a câștigat campionatul. Tot eu i-am câștigat campionatul și lui Gigi. Dacă vă aduceți aminte, i-am bătut pe... Asea Târgu Mureș cu Oțelul Galați. La indirecte ai câștigat. La indirecte, dar dacă nu câștigam meciul cu echipa retrogradată, eram. Eram retrogradat. Ultima dată Târgu Mureș, dar câștigam meciul acasă cu Liviu Cipătariu, care a făcut lucruri extraordinare la atunci, în perioada aia, și la Voluntar acum. Anul, sezonul trecut, ați văzut că a jucat în play-off, a jucat în finala cupei și am câștigat cu 2-1. Și așa Steaua nu reușește să câștige la ea. Și pe dacă nu câștigam noi Oțelul, pierdea campionatul. Da, da. Ăla e ultimul campionat care l-a câștigat Steaua. Cu antrenor era... la Steaua era la FCSB, adică Gâlcă. Da, ultimul titlu e cu Gâlcă. Da. Tot ai pomenit numele lui Ordănescu. Lui Edi Ordănescu. Se pare un selecționer. L-ai fi ales pe el sau ai fi ales un antrenor cu mai multă experiență? Cum se prezintă lucrurile în momentul ăsta de față la echipa națională, eu aș fi preferat un antrenor cu experiență. Pentru că e foarte greu în momentul ăsta. Cum decur lucrurile acum, în momentul ăsta, cum fotbalul românesc în general. Păi Edi îl cunosc destul de bine, este un antrenor foarte meticulos, se documentează, se informează foarte mult, are și simț practic, dar părerea mea că a greșit, că nu a ales momentul potrivit. Trebuia să mai aștepte, dar știți cum se spune, echipa națională nu se refuză. Da, și era posibil ca o a doua ocazie să n-apară. Da, să n-apară. Deci părerea mea că trebuia să mai aștepte, cum a fost cazul și lui Cosmin Contra, care și el e un antrenor foarte bun, și al lui Mirel Rădoi la fel. S-au grăbit, au acceptat foarte repede funcțiile și sigur că nu au avut rezultate. La echipa națională îmi trebuie în primul rând să aibă experiență internațională, să fie antrenor cu experiență, să fi jucat cu echipele în cupele europene, să mai fi fost la... lotul de tineret, sau să dau un exemplu, sau
la echipe în străinătate, antrenor, unde ai contact cu fotbalul profesionist, cele mai puternice campionate, nu? Și s-au grăbit în punctul ăsta de vedere, dar văd că acum vedeți că au apărut antrenori tineri din noua generație, cazul, adică Adrian Mutu, Mirel Rădoi, Croitoru, care și el este un antrenor foarte bun. Teja, Poenaru, Stoican, Nae Constantin, Măldărășeanu. Ce părere ai de generația asta? E mai bună decât a voastră, să zic așa? Păi, prematur să mă pronunț acum, pentru că am început de puțin timp să meseria de antrenor. După 5-6 ani, păi în momentul ăsta noi ce avem jucători, antrenori cu experiență? L-avem pe Dan Petrescu, pe Gică Hagi, Bergodinu. Da. Restul sunt tineri. Eugen Neagoe, care și el are o experiență. Mai este Liviu Ciobotariu, care e și el un antrenor foarte bun. Știi ce se întâmplă, Florine? Generația voastră, a voastră, iau așa un termen generic, cum să spun, era foarte, foarte apropiată de fotbal, foarte devotată fotbalului, foarte implicată. Mă gândesc la Bietu Halagian, eu știu, la tine, la Mircea Rădulescu, la toți ăștia care... Și erați, din ce spunea și Teo jumătate, Mircea Lucescu, foarte studioși, abonați, citeați. Crezi că se întâmplă același lucru și azi? Da, sunt convins. Ei au acum, în momentul ăsta, mult mai multe mijloace de informații. Alte surse. Alte surse legate de noi și de informațiile noi toți sunt preocupați, cum spunea aici de Iordănescu. E foarte preocupat să documentează. Sigur că mai are el momente când mai și filozofează, dar e un antrenor foarte bun. Părerea mea că trebuie să dea încredere în continuare, să rămână la echipa națională, să aibă continuitate. Sigur, adică și dacă nu îndeplinește ăla primul criteriu, locul 1 păi sau 2. Da, dar nu avem cum să mai prindem. Mai avem două meciuri, nu? Cu Finlanda și cu Bosnia. Nu? Unul în deplasare cu Finlanda și cu Bosnia acasă. E greu. Sunt două meciuri grele. Dar eu cred că e foarte important să-i se acorde în continuitate să rămână la echipa națională. Da, ce se întâmplă? Ți se pare că nu mai avem fotbaliști la fel de talentați azi ca pe vremea ta în care antrenai tu? Păi sigur că asta iarăși face parte din șansa unui antrenor, să ai o generație, să ai o generație valoră. În perioadele, vedeți, când au fost antrenori, cei care au obținut rezultate la echipa națională, nu mă refer la Mircea Lucescu, la Anghel Iordănescu, la Victor Pițurcă. Au avut noroc și de șansă pentru că au avut generații foarte bune de jucători, aveau soluții, m-ați înțeles? Erau concurență atunci fantastică. Nu te contrazic, dar hai să ne gândim, ne-am dus cu tineretul până în semifinalele campionatului european din 2019. O generație bună. Da. Niciodată n-am făcut semifinale de campionat european. Italia da. San mare. Unde e generația? Păi, toate vârfurile își caută echipe sau joacă până în Liga a doua, până în Serie B. Adică, cum să spun, vârful, unul dintre vârfurile generației respective, cel mai bun fotbalist român desemnat de gazetă, Man, joacă în Liga a doua. Bine, niciunul n-a reușit să spargă. În Italia. N-a reușit dar să spargă. Eu cred că dacă li se acorda credit mai mult acestor jucători, generația asta de care spuneți dumneavoastră, mă refer la prima echipă, să un antrenor să-și asume și să aibă o discuție cu conducerea federației și să sacrifice o perioadă de 2 ani de calificare la campionatul european sau la campionatul mondial, cum au făcut alte echipe. Dau exemplu Belgia, nu? Belgia, ați văzut, a renunțat o perioadă de timp la obiective și a reușit să construiască o echipă fantastică și a devenit echipa... Noi n-am renunțat la obiective, dar dacă nu le atingem niciodată, nu e același lucru. Păi nu le-am atins din motivele care vi le-am spus. Că nu poți să zici că Rădoi n-a promovat, că a promovat tineri. Cât a putut a promovat. Dar nu, eu mă referam la acel grup. În mare parte trebuia să continue la echipa națională, la prima echipă. Și eu sunt convins că... jucători. Eu sunt convins că dacă rămâneau mai mult timp împreună, jucau la alte echipe acum. Pentru că au fost sunt jucători buni. Manea joacă, Nedelcearu a jucat, cum îl cheamă, Florinel Coman a jucat, Man a jucat, Pușcaș a jucat, mai toți au jucat.
Și Căldăun a fost și el. Și Căldăun, da. Deci toți au jucat. Adică el, nu pot să-i reproșez asta lui Rădoi, care n-a atins niciun obiectiv. A promovat destul tine. Și? Bine, ei au făcut și niște greșeli, domnul Ianițoia. Da, sigur că am văzut și o reacția lor în momentul când își dau cu, ne dăm cu părerea alți antrenori. Nu. Nu am înțeles faptul că s-au făcut niște greșeli din punct de vedere al criteriilor de selecție, în primul rând, la echipa așa națională. Sunt niște principii. Nu? În primul rând trebuie să iei jucători care joacă la echipele de club, care sunt în formă. Nu? Nu e logic asta? Bine, după aceea, asta e și părerea mea. Cei mai buni jucători din momentul ăla. Da. După aceea, trebuie un aspect foarte important, să convoci jucătorii respectiv, care se potrivesc la meciurile respective pe care le-ai de disputat. Două, trei, câte sunt în... Deci trebuie să joci cu echipe foarte puternice, nu? Sau cu echipe mai modeste. Trebuie să, în funcție de adversar, trebuie să convoci un lot de jucători care să se potrivească pentru meciurile respective. Și sigur că e datorită lipselor de experiență. Nu au făcut acest lucru sau au fost situații în care sub presiune, pierzând anumite jocuri, au schimbat sistemele. La echipa națională nu poți să schimbi sistemele, 3-4 sisteme, 5 sisteme de joc, să folosești într-o... La echipa națională trebuie să ai maxim 2 sisteme de joc care să le pregătești. Schimbând tot timpul antrenori, am schimbat tot timpul și sistemele, logic, păi, nu? Da, da, s-au fost antrenori care au schimbat 4-5 sisteme de joc în perioada lor. Da. Florine, cunoști fotbalul românesc din ultimii 50 de ani, să zic, ca jucători. Da. Care e cel mai bun antrenor român, după părerea? Hai să facem un clasament al primilor trei. Ia să vedem. Păi primii trei, vă spun clar, performanțele care le-au obținut, nu? Cei trei sunt Mircea Lucescu, Iordănescu, Victor Pițurcă. Pițurcă, antrenor bun? Foarte bun. Foarte bun. Am lucrat cu el la echipa națională, am jucat cu el în echipa. Și ăsta stă de ani de zile pe margine. Păi da, pentru la o vârstă la care experiența lui ar ajuta fotbalul. Păi da, dumneavoastră, generația mea, noi reprezentăm trecutul acum, în momentul ăsta. Noi nu mai suntem în centru atenției. Nu zi așa că nu te mai angajează nimeni. Păi nu mai mă angajează, nu m-a angajat până acum, nu? Ce era să fac? Să fac turul televiziunilor, să atrag atenția asupra mea? Pițurcă. Pițurcă e un antrenor foarte, să spune că e dur. Nu e dur, e un antrenor foarte exigent, am lucrat cu el, îl cunosc foarte bine, e prietenul meu foarte bun. Am lucrat cu el. Nu e, e un antrenor cu personalitate. În momentul ăsta e foarte greu să ajungi la o înțelegere cu conducătorii din ziua de astăzi, pentru că ei sunt tineri, preferă antrenorii din generația lor. Ați văzut că fac împreună, stabilesc împreună programul echipei, sistemele... Da, și le place să domine, să-și impună punctul da, de vedere. Da, sistemele de joc, transferul, veniri, plecări și se înțeleg foarte bine. Și pe noi, sigur că sunt probleme cu antrenorii de genul lui Victor Pițurcă, care spune, sau alți antrenori, care, uite, mai sunt în afară și Andone și Redic, ce-mi vine acum, repede în minte. Da. Deci, generația noastră cam reprezintă trecutul, domnule Anițaia. Da, mai vedem. Spune-mi, mai fumezi? Erai da, un campion. Da, fumez. Mai fumezi încă? Da, fumez. Erai campion, cum să rivalizai cu mine care fumam trei pachete. Eu a trebuit să mă las. Fumez un pachet jumate. Și astăzi? Da. La aproape 70 da, de ani? Da, da, fumez. Foarte interesant. Da, domnule. Și fumez. N-ai nicio problemă. Sper să nu am, deocamdată. Păi am avut o perioadă când... Problema numai cu șalele, dar cu plămânii nu. Am avut o perioadă când eram jucător, am fost la Rapid și m-am transferat la Steaua, ce vă spuneam. Sigur că diferență mare între Rapid și Steaua, din toate punctele de vedere, pentru că Steaua, ca dovadă, era cel mai puternic club atunci și Dinamo, dar Steaua a avut cea mai mare performanță, a câștigat Liga Campionilor. Și... Legat de pregătire, când am plecat de la Rapid, sigur că și la antrenament la Rapid făceam de la Steaua, erau două antrenamente zilnic. Veneai dimineața la ora 8, la mic dejun, și plecai seara la ora 21 acasă. Și a doua zi la fel, același program. Și era un program foarte încărcat și antrenament... Dar aveai gând să fumezi.
Nu, păi fumam, că aveam amendă dacă ne prindea că fumam, normal. Nu, dar vreau să spun că eram foarte ocupat în perioada. Eram foarte ocupat și diferența de pregătire de la Rapid la Steaua, legată, din punct de vedere fizic mă refer, în primul rând. Păi mă, sigur, pe alte deci aspecte. Mult mai serios regimul de la Steaua. Da, era disciplină, domnule. Armata. Era armată, disciplină. Era asta. La Rapid fără disciplină... Farme cu vieții, cum spunea. Nu. Și la Rapid, dar nu era la nivelul lui Steaua cineva. Și când am văzut că nu pot să rezist la antrenamente, m-am lăsat de fumat. Și n-am fumat vreo, până la vreo 35-36 de ani, când m-am apucat de meseria de antrenor. Și după aceea, când am devenit antrenor... Ai scăpat și acum încerc să recuperez. Acum să recuperez cei 14 ani. Zim, cum se face că nici n-ai jucat și nici n-ai antrenat niciodată în străinătate? Din generația ta au plecat, s-au mai dus, s-au mai întors. N-au făcut cine știe ce cariere, dar măcar au încercat. A fost vreo ofertă? Am avut oferte, dacă vreți, chiar mi-aduc aminte cu Gigi Nețoiu, care știți că avea o relație foarte bună în China cu anumite echipe. Au jucat și Domoco și Vrăjitoarea și... Dar l-a dus și pe Hizo. Și pe Fiorel l-a dus în locul meu. Și m-a trimis la... Nu, în China l-a dus. Păi în China, dar eu trebuie să mă duc, eu am fost acolo. Să te duci. Ginețoiu zice, băi, uite, am o ofertă de la Chongqing, echipa Chongqing. 30 de milioane de locuitori, oraș. Da, bine, acolo. Da, făceam de la hotel până la stadion 9 ore jumate. Și zice, băi, zice, uite, vreau să te trimit în China. Ce părere ai, te duci? Mă, își duce, zic, dar să vedem în ce condiții, cum, condiții foarte bune, financiare, foarte bune. Și m-a trimis, am plecat acolo. Am dat o căldură, 44 de grade, 42 de grade. Am stat o săptămână jumate, mai erau 2-3 zile și trebuia să echipa să prezinte la pregătire. Și am renunțat, am venit acasă. Bineînțeles că am avut discuții mari cu Gigi Nețoiu, s-a supărat pe mine o perioadă de timp, n-a vorbit și... Aia a trecut până la urmă. Și în acel moment l-a adus pe Viorel Hizo. Dar acum, la 69 de ani, dacă apare o ofertă, o cântărești sau zici din star nu? Din star nu, nu. Nu, v-am spus, eu ce-mi doresc acum să fiu consilier tehnic sau director tehnic la o echipă și m-aș bucura să fiu în mare parte la un fost jucător de-al meu. Că dacă vă uitați așa pe antrenorii din Liga 1 și din Liga 2, sunt foarte mulți care au lucrat cu mine. Bun, eu îți doresc să reușești și să apară o propunere, o ofertă cât mai repede. Doamnelor și domnilor, a fost Florin Marin, antrenor, fostul jucător și, din păcate, fost un antrenor, Florin Marin. Îi mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră în speranța că v-ați uitat și vă urez tuturor să vă meargă până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox, împreună suntem super.